Explozie puternică în Mureș, patru oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o butelie a explodat. Deflagrația a fost urmată de un incendiu. Totul s-a întâmplat într-o locuință din localitatea Roa. Din fericire, flăcările puternice au fost stinse, iar focarul a fost localizat rapid. Cele, două, cele, patru victime au fost duse la spital cu arsuri la nivelul mâinilor. Este vorba despre trei femei și un bărbat care au fost transportați de urgență la Spitalul Clinic Județean Mureș, acolo unde au primit tratamente și investigații suplimentare.